Bună ziua, Torian Necurat de la Agenția de Presă Quick News. Domnule primar, în urmă cu câteva săptămâni v-ați întâlnit cu domnul ministru Tantoș Barna și cu primarii de sector. Ne-a spus că lucrați la un proiect de colectare selectivă la nivelul întregii capitale. Da. Acest program va fi finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Înțelegem corect. Da. Aici răspunsul la întrebarea asta depinde de cât de repede vom reuși noi să ne mișcăm. Există niște bani care ne sunt alocați încă pe exercițiul financiar 2014-2020. O să aveți răspunsul ăsta cam într-o lună. Cât am prevăzut, după cum v-am spus, am prevăzut o parte din bani și pe PNRR. O să vedem cam într-o lună dacă putem să-i luăm, adică după ce vom avea și strategia și calendarul de implementare, o să vedem dacă putem să ne încadrăm în 2014-2020 sau să mergem cu componente pe PNRR. Și referitor la, a spus că în Programul Național de Redresare și Reziliență vor fi incluse și noile autobuze. Vreți să modificați transportul intern, să-l faceți electric. În cât timp vom vedea noile tramvaie și autobuze prin PNRR? Uh-huh. Adică sunt studii, sunt programe de rulare sau... Deci, când am vorbit de electrificare, am vorbit de două lucruri. Am vorbit în primul rând de achiziție. Aici este, și am pus aici 300 de tramvaie. Aici lucrurile sunt destul de rapide, în sensul că în momentul în care avem finanțarea, facem licitația.